Bună dimineața tuturor, bine ne revedem într-o nouă săptămână. Săptămâna care a trecut a fost o săptămână plină de activități, o săptămână de sărbătoare a municipiului Roman și ne bucurăm că un număr foarte mare de romașcani au fost implicați în desfășurarea acestor zile. Un număr foarte mare de romașcani au venit la această frumoasă sărbătoare a municipiului Roman și le mulțumesc tuturor celor care au fost prezenți la toate evenimentele organizate de primăria municipiului Roman, pornind de la porțile deschise ale primăriei municipiului Roman și terminând cu evenimentele de aseară din piața Roma Bodă, acolo unde din raportările jandarmeriei ni s-a spus că a fost un număr record de participanți la zilele municipiului Roman. Lucru care ne bucură, înseamnă că am avut artiști de calitate care sperăm că i-au încântat pe toți cei prezenți în piața Roma Bodă. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au înțeles să se comporte civilizat la aceste manifestări. Nu am avut probleme deosebite legate de manifestări antisociale, de pentru care pot considera zilele municipiului Roman reușită. Vreau de asemenea să le mulțumesc și tuturor colegilor din primărie care au fost implicați în organizarea acestor evenimente și de asemenea și celor care au fost prezenți în piața Roman Bodă, inclusiv domnul deputat Leoreanu s-a aflat printre participanții la aceste evenimente și îi mulțumim și lui pentru prezența alături de romașcani. În cele ce urmează, mai avem un eveniment foarte important în această săptămână. La sfârșitul acestei săptămâni, mai bine spus, este vorba despre festivalul Max Blecher, aflat la prima ediție. Un festival ce va reuni o prezență internațională. Vom avea o tipă de teatru din Cehia, care ne va încânta pe parcursul acestui sfârșit de săptămână cu piese de teatru în aer liber. Vom avea și momente mai deosebite care se vor întâmpla la Roman. Vorbim aici despre jonglerii cu articole pirotehnice, cu flăcări deschise. Vom lua toate măsurile astfel încât să nu fie probleme din acest punct de vedere pentru prevenirea incendiilor și de asemenea la sfârșitul săptămânii trecute cu ocazia ședinței de Consiliu Local am modificat și regulamentul de pe raza municipiului Roman care permite și circulația cu trăsura cu ocazia evenimentelor speciale organizate de primăria municipiului Roman, astfel încât la acest eveniment să putem avea un traseu de reeditare a plimbărilor cu trăsura pe raza municipiului Roman. De asemenea, împreună cu colegii din primărie, vom acorda tot sprijinul necesar Asociației Anima Inteligenția, astfel încât și acest eveniment să fie o reușită. Ne bucurăm că Romanul este gazda unor astfel de evenimente și spunem noi că putem da un semnal destul de important că la lucruri că la Roma se fac lucruri frumoase, lucruri interesante, atractive pentru artiștii din țară și din străinătate. Inclusiv Mihai de la Bere Gratis și aseară și Măruță și Andra ne-au felicitat pentru ceea ce au văzut aici la Roman. Ne-au mulțumit pentru invitație, mai ales că Andra nu prea a fost în această zonă a Moldovei.
cred, pentru care și am fost foarte bucuroasă și chiar am văzut-o înainte de a intra pe scenă, foarte emoționată, foarte implicată și mi-a plăcut maniera profesionistă în care a organizat tot concertul, de aceea îi mulțumim și ei. De asemenea, din această săptămână vom relua activitățile noastre curente. Din păcate, însă, prognoza meteo nu se anunță tocmai strălucită pentru această săptămână, dar în măsura în care timpul ne va permite, vom continua lucrările de asfaltare pe străzile din municipiul Roman. Ne dorim în această săptămână să continuăm cu strada Viitorului, acolo unde s-a turnat binderul aproape în totalitate, a mai rămas doar un rez de vreo 3 metri de completat și ulterior să turnăm covorul asfaltic. Astăzi, după amiază, voi avea o întâlnire în cartierul Petru Rareș, pe strada Dr. Gheleter, pentru a identifica soluțiile tehnice pentru asfaltarea străzii Dr. Gheleter, pentru a evita anumite probleme legate de asfaltarea în zonă. Am stabilit o întâlnire și cu cetățenii din zonă, și cu constructorul, și cu personalul tehnic din primărie, astfel încât lucrările să fie de calitate și să nu pună în pericol locuințele cetățenilor din acest cartier. Avem un lucru de asemenea, dar în măsura în care vremea ne va permite, strada Victoriei, strada Nouă și ulterior, spre sfârșitul săptămânii acestea, începutul săptămânii viitoare, așteptăm informații de la constructor privitor la acel material viatoc pentru a demara și lucrările la sensul de girație, poarta sud, sensul de la intrarea dinspre Horia. Am discutat deja din punct de vedere tehnic ceea ce este de făcut. Vom interveni cu binder pentru a aduce prima dată pentru a scoate toate, a prelua toate acele denivelări din zonă și ulterior vom turna covorul asfaltic, practic vom interveni într-o primă etapă cu binder pentru a da și scurgerea din sensul giratoriu către canalele și către gurile de preluare a apelor pluviale și abia ulterior, după ce rezolvăm problemele de nivelare a zonei, de eliminare a tuturor acelor inconveniente, ulterior vom turna și covorul asfaltic. Și de asemenea, așa cum am repetat-o de mai multe ori, pe cheltuiala sa, dar tot după ce va ajunge acest material, viatocul, constructorul va reabilita și va turna din nou covorul asfaltic pe cheltuiala sa ocolitoarea vest, tronsonul între strada Ștefan cel Mare și curba care face la stânga spre Petromul de pe Varian. Săptămâna trecută s-a finalizat de turnat și de preluat denivelările de pe strada Florilor. E cu totul altceva acum, de aceea mă bucur că a înțeles constructorul că pe raza municipiului Roman nu voi tolera rabat de la calitate și mi-a demonstrat că se poate face, se pot face și lucrări de calitate. Chiar dacă vremea nu va permite în această săptămână, nu voi turna niciun gram de asfalt. Pentru că eu nu sunt interesat să fac lucrări la metru viteză, ci mă interesează să fac lucrări de calitate. Și dacă aceasta înseamnă că o stradă să fie asfaltată după data de 11 iunie, atunci va fi asfaltat. Și nu înainte doar pentru a impresiona sau pentru a lua ochii cuiva, ci mă interesează lucrări de calitate și de durată. Acesta vreau să fie un mesaj foarte ferm pentru toți constructorii care urmează să facă lucrări pe raza municipiului Roman. Și de asemenea, la ședința operativă de dimineață, am cerut poliției locale să dea un avertisment astăzi firmei care realizează asfaltările pentru a nu mai lăsa resturi de materiale la locul unde efectuează lucrări, pentru că de mai bine de
de aproape o săptămână, mai bine spus, mi-a lăsat în zona Precista, vis-a-vis de Precista, un morman de resturi de asfalt, fără a ridica. Ce firmă? Firma care face asfaltele la nivelul municipiului Rom. Din Rom. Vreau și acesta să fie un semnal de alarmă pentru toți constructorii. Pot să înțeleg o situație provizorie de pe o zi pe alta, însă nu tolerez ca aceste resturi să rămână mai mult decât este cazul pe domeniul public și trebuie să fim intransigenți și cu, și cu acest lucru. În ceea ce vrește, spuneam, lucrările care urmează să se efectuate la municipiului Roman, îmi propun și mă voi ține foarte serios de constructori să facă lucrări de calitate, pentru că dacă nu vor fi contestații în această săptămână, vreau să vă aduc la cunoștință faptul că săptămâna viitoare vom demara lucrările la alei și parcări, acel program multianual. S-a finalizat procedura de evaluare și așteptăm în perioada aceasta contestațiile. Și ulterior, dacă nu vor fi contestații, de săptămâna viitoare vom interveni și la aceste lucrări prioritate, având locul de pe fosta centrală Ciupercă, de la fosta centrală Ciupercă, acolo unde vom amenaja prima parcare din cadrul acestui program. Și ulterior, bineînțeles, le prioritizăm pe toate în funcție de urgențe. De asemenea, tot de săptămâna viitoare ar putea începe lucrările și în cartierul Petru Rareș, acolo unde avem acel proiect de extindere canalizare, realizare rețea preluare ape pluviale, pentru că și la ultimele intemperii, nu la cea de ieri, dar la ultima ploaie mai puternică, împreună colegii de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, timp de 4 ore am fost nevoiți să intervenim pe strada Avram Miancu pentru îndepărtarea apei. Este o lucrare foarte importantă pentru noi, o lucrare pe care ne dorim să o realizăm cât mai repede și la care vom începe lucrările, așa cum vă spuneam, încă de săptămâna viitoare, dacă nu vor fi contestații. Tot în perioada imediat următoare îmi doresc să realizez și schimbarea rețelei de canalizare conform cuprins între strada Bogdan Dragoș și strada Mărului, de pe strada Finosului. Este vorba de o rețea foarte veche de canalizare și acolo ne aflăm în procedură de licitație, de pentru care în perioada următoare vom intra la asfaltări și în acea zonă. Dar până vom intra la asfaltări, îmi doresc schimbarea acelei conducte pentru a nu mai avea ulterior probleme în acea zonă. În ceea ce privește activitatea poliției locale, vreau să și le-am cerut încă de dimineață, ca după finalizarea acestor zile ale municipiului, unde au fost implicați cu mai multe echipaje și cu mai mult personal, am reluat activitățile curente. Vom monitoriza în continuare situația câinilor cu stăpâni, care în continuare nu dau dovadă de simț civic și nu sunt dotați cu cele necesare pentru a strânge resturile rămase în urma câinilor, primării cu câinii. Și de asemenea le-am cerut o implicare celor care fac monitorizarea video. Vă spuneam că acolo eu am în calcul și deja lucrăm la un proiect în care întreaga rețea de monitorizare video să fie preluată de un alt compartiment, iar poliția locală să fie cea care să intervină la solicitarea acestui nou compartiment, practic, ca un centru integrat de monitorizare, cel mai probabil în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, și poliția locală să fie cea care să intervină la solicitarea acestui centru nou. Între timp am cerut monitorizarea pe camerele și pe cele două camere pe care le-am montat în locurile de joacă de pe strada Fundătura Păcii
și de pe strada de Moldova. Și atunci când se întâmplă fapte antisociale și sunt persoane care aruncă tot felul de deșeuri pe lângă, pentru că am văzut că sunt și astfel de persoane, să intervenim foarte prompt. Ne apropiem de debutul campaniei electorale de sâmbătă, de pentru care în ultima săptămână o echipă de lucru din cadrul Direcției de Servicii Edilitare a lucrat la panourile electorale, le-a pregătit pentru afișajul electoral, iar de miercuri vom începe montajul acelor panouri electorale în locurile special amenajate, la fel ca în fiecare an. Vom comunica și partidelor politice zonele în care aceste panouri sunt amplasate pentru a fi folosite în scopul campaniei electorale pentru afișaj electoral. Deși vremea nu a fost tocmai bună la acest sfârșit de săptămână, la zona de agrement Moldova, în zona de picnic, am avut închiriate 22 de foișoare mici și 8 foișoare mari, ceea ce înseamnă că totuși romașcanii au dorit să iasă din casă, au dorit să iasă la aer și vom monitoriza și acolo și vom pregăti zona pentru deschiderea sezonului estival, cel mai probabil pe data de 31 mai vom inaugura sezonul nou la planul municipal. Vedeți dumneavoastră că vremea încă nu permite deschiderea mai devreme acestui complex, de pentru care mai facem ultimele ajustări pentru a oferi tot ceea ce e necesar ca romașcanii care vin în această zonă să beneficieze de condiții foarte bune. Printre activitățile pe care le-am amânat, dar nu din cauza noastră în ultima perioadă, v-aș aduce la cunoștință pe cea de mâine, de la ora 12, și acolo când vom avea o nouă întâlnire cu asociațiile de proprietari. Noi am trimis încă de săptămâna trecută adrese și către operatorul de salubritate și către Consiliul Județean. Vom mai trimite astăzi încă o solicitare către ambele entități de trimiterea unor persoane responsabile să ofere asociațiilor de proprietari răspunsurile la această problemă a gunoiului și fiind, până la urmă, entitățile care gestionează această problemă destul de delicată, să le explice reprezentanților asociațiilor de proprietari și implicit oamenilor din ce este compus prețul la gunoi, să înțeleagă foarte clar oamenii că Primăria Municipiului Roman nu a mărit absolut deloc tariful la colectarea deșeurilor de pe raza Municipiului Roman. Singurele taxe care au o influență majoră în prețul deșeurilor fiind taxa de 80 de lei pe tonă impusă de guvern și taxa de depozitare de la depozitul conform de la Girov, care este gestionat de Consiliul Județean. De altfel, toate aceste taxe se regăsesc în hotărârea Consiliului Județean numărul 46 din 2017, care reglementează în mod clar din ce sunt compuse aceste tarife. Ca o completare la activitatea de la sfârșitul acestei săptămâni, festivalul Max Blecher, aș vrea să vă dau citire și evenimentelor care vor avea loc și cu siguranță vor apărea și în mediul public și în mediul online programul acestui festival, dar o să vi-l prezint și eu. Astfel, acest festival va debuta sâmbătă 27 mai la ora 10:30 cu Conferința Plecări și Orașul Roman, organizată la Biblioteca Municipală. La ora 14 vom avea o festivitate de premiere a concursurilor de creație literară artistică la Galeria Wall of Art.
La ora 17.30 vom avea o proiecție de film inimi cicatrizate la Casa de Cultură a Sindicatelor din Roman, iar seara se va încheia la ora 21 cu seara mihaeliană la Casa Romașcan. Duminică 28 mai, ziua va debuta la ora 10.30 cu un eveniment comemorativ Max Blecher la cimitirul evreiesc. La ora 12, mărturii vizuale despre Max Blecher, Muzeul Casa Hogaș, Colegiul Național Roma Vodă. La ora 13.30, așa cum vă spuneam și mai devreme, un spectacol viu în realitatea imediată, un spectacol de stradă în zona Casei Romașcane. Iar la ora 18, un teatru experimental, întâmplări din irealitatea imediată, trupa Cemiche di Pablo din Cehia, tot în zona Casei Romașcane. Iar la ora 20 va fi închiderea oficială a acestui festival. Vreau să fac precizarea că accesul la toate evenimentele va fi gratuit, bineînțeles, în limita locurilor disponibile, așa cum vă spuneam, și ca o completare, cea plimbare cu trăsura pe care o vom organiza în premieră la Roma. Cam acestea au fost informațiile pe care eu mi-am dorit să vi le aduc la cunoștință și mai departe vă stau la discuție pentru întrebări. Ați vorbit despre faptul că se lucrează la panoul în care îl pot folosi într-un suport pentru afișajul electoral. În precedentul campanie electorală s-a vorbit despre faptul că aceste panouri ar trebui suplimentate în cauza că s-a schimbat legea și nu mai pot pune meșuri, punele și alte materiale de dimensiuni mai mari. Aveți în plan să le suplimentați față de legea precedente? Noi avem acele 18 zone în care le montăm de obicei. În trecut, solicitările care au fost, fiind un număr mare de candidați, au fost solicitări de suplimentare a acelor panouri, nu a zonelor în care la noi nu apar venit o astfel de informație. Dacă va fi cazul și dacă va fi necesar și vor fi solicitări, fără nicio problemă, în măsura în care vom identifica și locurile potrivite, putem să suplimentăm aceste zone. Întrucât noi încă de anul trecut, având în vedere numărul mare de candidați, am suplimentat numărul panourilor, de pentru care putem să oferim și această facilitate, dacă este cazul. Domnule primar, există un filmuleț pe Facebook, postat, cred că, chiar de colegul nostru de la Roman 24 Neamțu. Cum arată pereții din zona spatele Casei de Cultură? Bănesc că pentru aceste activități din centru au fost toalete la dispoziția romașcanilor. Spuneți-ne dacă s-a spălat sau se va spăla în toate aceste zone, inclusiv gangul, avem cofetăria de aici din centru, este insuportabil după fiecare manifestare. Nu. Vreau să vă contrazic și să vă spun că în fiecare noapte, după finalizarea activităților din piața Roma Vodă, s-a spălat. Eu, special, am dat dispoziție și în problemele din trecut care au existat și în zona Casei de Cultură. Am cerut operatorului de salubritate să igienizeze toate zonele, s-a spălat cu detergent ecologic și chiar în fiecare dimineață am trecut prin aceste zone pentru a verifica dacă s-au efectuat aceste spălări și pot să vă asigur că nu am avut probleme în vocale acestor. Dar toalete au fost, înțelegem de acele ecologice, dar nu prea le-a folosit nimeni. Au și fost folosite. Am avut atât în zona centrală aici, în spre Roma, cât și în spate, spre judecătorii. Pe rețelele de socializare asistăm la tot felul de filmări, de fotografii. Aș vrea să ne explicați dumneavoastră, de exemplu, acele fotografii unde apare mașina cu lucrătorii primăriei care aranjează un banner al partidului din care faceți parte pentru a evita cumva și alte discuții, să ne explicați acel moment, vă aștept. Da, acolo a fost vorba de o sesizare la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, care la rândul lor, neștiind despre ce e vorba, au trimis mașina primăriei. Era vorba, din câte am înțeles, am văzut și eu acea postare, era vorba despre doar o singură bucată de sfoară care s-a desprins de pe stâlp. A intervenit, așa cum vă spuneam, fiind sesizat Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, neștiind să ia legătura cu partidul politic pentru remedierea acestei probleme,
au decis să trimită acel utilaj doar pentru a lega înapoi acea anță. Nu a fost vorba de montajul unor venere cu ajutorul. Bun, ar fi existat această posibilitate și pentru un alt partid politic care putea în trecut, când se foloseau foarte mult bannerele, toate partidele politice puteau apela la mașina primăriei pentru montajul acestor bannere și puteți să-i întrebați pe cei care sunt mai vechi și de bună credință în alte partide, că vă vor spune cum se făceau aceste lucruri. Tot pe Facebook, o discuție legată de afișul de aici, de pe scena din centru, faptul că apare și numele primarului Lucian Nicu. Nu m-am uitat cu atenție dacă așa este, o să vadă pe filmări. De ce ați simțit nevoia să treceți și numele dumneavoastră în condițiile în care ne amintim că anul trecut, înainte de alegerile locale, domnul Laurențiu Leoran a trecut simplu primăria Roman și Consiliul Local, eu așa mă amintesc. Da. Pentru a evita alte discuții. Vă aduc la cunoștință faptul că anul trecut zilele orașului au fost exact în perioada de campanie electorală, drept pentru care, pentru a evita speculațiile, am luat decizia de comun acord să nu punem numele primarului. De regulă, dacă vă uitați în toți ceilalți ani, numele primarului a existat întotdeauna și în orice comunitate este și normal ca numele primarului să fie, până la urmă, ca și organizator, primăria, Consiliul Local. Noi am făcut referire la toate instituțiile care au colaborat pentru organizarea acestui eveniment. Mai mult decât atât, am solicitat ca numele să fie situat în partea de jos și mult mai mic față de celelalte mesaje, tocmai pentru a evita aceste discuții inutile din punctul meu de vedere. Mulțumesc frumos. Și ultima întrebare e legată de acel comunicat de presă care a venit de la PSD. Pentru a face corect o știre, e nevoie și de declarația dumneavoastră. Legat de anii și de acel proces, aș vrea să ne explicați puțin care e situația? Da, în primul rând, eu cred că acela nu este un comunicat de presă, este o întrebare adresată de un senator în funcție. A ajuns și la redacții. De ce? Au ajuns și la redacții, da. Din punctul meu de vedere, un atac mărșav din partea unor persoane care nu se uită în propria ograd. Eu am văzut și o reacție publică a domnului deputat Leoreanu, în care specifică foarte clar că ar face mai bine ca acest domn senator să se uite, în primul rând, la colega domniei sale de partid și de senat, să vadă că se află într-o situație similară cu a mea și e bine mersi în Senatul României. Dar aș mai vrea și aș mai putea să mai dezvolt, dar nu vreau legată de o altă situație, altor persoane sau chiar personal al domnului. Nu răspund la astfel de atacuri care, din punctul meu de vedere, nu arată decât disperarea și, până la urmă, răutatea unor persoane care, în loc să vină cu proiecte, nu știu să fac altceva decât să iasă în față cu astfel de lucruri. Și iarăși este frustrant pentru că un senator în funcție care votează o lege care modifică exact și specifică foarte clar, practic, nu că este vorba de o eliminare a incompatibilității mele, ci e doar de o clarificare a situației de fapt existentă, pentru că dacă tot ați ajuns în discuție acest subiect, vreau să vă spun că în anul 2003 a intrat în vigoare legea incompatibilităților. Iar Spitalul Municipal Roman a fost dat în subordinea primăriilor în 2004. Deci era clar că o lege din 2003 nu putea să prevadă o situație apărută ulterior. De aceea, ceea ce s-a întâmplat și la Senat, unde domnul senator Manoliu a votat această modificare și clarificare până la urmă, cât și la Camera Deputaților, care este fort decizional, a luat această decizie de precizare mai clară a situațiilor de incompatibilitate și în acest moment legea se află la președinte pentru a fi promulgată, este termenul de 20 de zile și ulterior publicarea în momentul oficial și aplicarea legii. Am mai văzut că se mai încearcă să-i induce în eroare opinia publică, spunându-se că această lege nu se aplică retroactiv, este total fals. E o lege care prevede o sancțiune, iar ca orice lege care prevede o sancțiune,
se aplică principiul legii mai favorabile, drept pentru care se aplică și în situația mea. Dar asta doar ca să fac dumneavoastră o clarificare și să înțelegeți exact cum stau lucrurile. Eu, din punctul meu de vedere, sunt foarte liniștit, inclusiv pe legislația veche, pentru că știu că nu am încălcat absolut niciun fel această legislație privind incompatibilitățile. Și mai mult decât atât, sunt genul de persoane care îmi place să vin cu proiecte pentru municipiul Roman și nu doar să atac pe unul sau pe altul. Pentru că aș putea să o fac, dar nu vreau. Mulțumesc frumos, era și așa necesar. Avea și cu ce. Chiar era necesar, mulțumesc. N-ați făcut deloc referire, domnule primar, la vizita miniștrilor la Roma. Am văzut că... V-am lăsat pe dumneavoastră să mă întrebați. Ca și o gazdă bună, ați salutat pe cei doi miniștri. Și vreau să ne spuneți un pic, pentru că dumneavoastră ați participat, n-am fost atentă dacă ați participat la întâlnirea cu ministrul, ați fost de față? Bineînțeles. Așa, bun, atunci înseamnă că ne putem da și câteva amănunte din interior și întrebarea mea este clară, ce speranțe vă puneți în această vizită a ministrului la Roman, pentru că la declarațiile de presă a fost cam vagi promisiunile. Eu îmi pun aceeași speranță pe care cred că și-o pun și medicii care au participat la această întâlnire, în sensul în care nu au fost puncte concrete. Ideea e că tot noi, la nivelul administrației publice locale, trebuie să muncim, să ne implicăm și să ne facem treaba așa cum știm mai bine. E clar că principalul nostru demers îl constituie readucerea ambulanței timp la Roman. Din păcate aici domnul ministru nu a fost tocmai explicit. Însă vom relua demersurile. E vorba de deschiderea unui punct de lucru al UPU Piatra Neamț la Roman și vom relua toate aceste demersuri pentru a readuce ambulanța timp la Roman, care nu este o ambulanță care va fi adusă pentru Micu sau pentru altcineva. Este o ambulanță care trebuie să deservească Romanul și comunele limitrofe Romanului. Chiar mi-a plăcut intervenția domnului senator Manoliu, care a spus că Spitalul Municipal din Roman trebuie să primească mai mult sprijin de la Consiliul Județean, pentru că deservește nu numai Romanul, ci și comunele limitrofe. Eu am uitat suplimentar că... Nu, aș vrea să nu rămân la nivel declarativ. Aceasta e. Adică faptul că una declarăm și alta facem e o problemă care ține de comportamentul altora. Nouă nu ne place să fim așa. Vrem să fim cât mai concreți în ceea ce facem. Eu am completat această intervenție și cu faptul că Spitalul Municipal de Urgență Roman se află și pe o zonă de trafic foarte intensă, cu un risc ridicat de producerea accidentelor rutiere. Și vreau să vă dau asigurări că Primăria Municipiului Roman lucrează în această perioadă la un studiu de prefezabilitate pentru accesarea unui proiect european, finanțare europeană, deci iată, până la urmă, tot pe cont propriu va trebui să ne facem treaba, pentru că domnul ministru a spus că în momentul de față nu va da nimic la spitalele municipale, ci într-o primă etapă se va da doar la spitalele județene. Deci tot în curtea noastră este treaba, numai că noi știam acest lucru, de altfel nici nu ne-am pus prea multe speranțe, așa cum vă spuneam. Și am văzut că nici medicii nu și-au pus prea multe speranțe. Voi continua acest demers de finalizare acestui studiu și ulterior, când se va deschide linia de finanțare, vă pot da asigurări că vom depune acest proiect de 4,5 milioane de euro, care presupune crearea unui centru imagistic la Roman, în partea opusă centrului de primiri urgențe, construirea unei suprafețe noi de parter plus etaj, care va fi dotată cu computer tomograf, cu RMN, cu ecograf și toată aparatura necesară unui centru de imagistică ultramodern la nivelul municipiului Roman.
În scurta declarație de presă pe care a făcut-o domnul ministru, a întrebat concret dacă va sprijini proiectul acesta de acordare, de aducere la Roman a unui computer tomograf. Domnia s-a vorbit de ceea ce spunea dumneavoastră acel proiect de dotare doar a spitalelor județene. Nu credeți că aici parlamentarii dumneavoastră, Libera, nu vorbesc doar de domnul deputat, ci și de domnul senator și de ceilalți din țară ar putea interveni, pentru că există practic o discriminare, mai ales în situația spitalelor ca Romanul, care deservesc, dacă legislativ ar fi reglementat acesta, după aia domnul ministru a lăsat să se înțeleagă că dacă, și s-a uitat semnificativ, dacă romașcanii vor pune votul în urma care trebuie, s-ar putea să ajungă la Roman și un computer tomograf. No, ideea a fost totul altfel, nu știu ce a declarat public, eu vă pot spune care au fost discuțiile, dar să le luăm pe rând. În primul rând vreau să vă spun că domnul deputat Leoreanu a depus nenumărate interpelări și către Ministrul Sănătății, poate că vizita aceasta este și urmarea acestor interpelări vis-a-vis de problemele de la Spitalul Municipal de Urgență Roman, care țin de competența Ministerului. Și cu siguranță sunt convins că domnul deputat Leoreanu va lupta în continuare pentru modificarea acestei legislații, însă, după cum bine știți, există o altă majoritate parlamentară și au fost prezenți trei parlamentari la această întâlnire și ar fi bine să-i întrebați pe ei când vor face această modificare, ca și spitalele municipale să beneficieze de acest computer tomograf. Cred că sunt cei mai în măsură să vă dea acest răspuns. Dacă sunt cu adevărat buni romașcani, sunt convins că vor face această modificare. Dacă nu, va fi doar o declarație. Legat de... Eu nu am participat la conferința de presă. Am avut o declarație. Declarația care a fost. Pot să vă spun că în cadrul acelei întâlniri discuțiile au fost foarte clare și s-a spus că nu se poate interveni politic pentru alocare de fonduri, ci toate criteriile sunt foarte clar stabilite, se realizează un punctaj și în urma acestui punctaj fondurile sunt direcționate către spitale care obțin punctajul necesar. Oricum, din câte am înțeles, bugetul Ministerului Sănătății în acest an este destul de limitat. Sumele nu au ajuns decât pentru 3 sau 4 spitale pe care le-a enumerat domnul ministru și e vorba doar de lucrări de continuare și de finalizare a unor investiții și nici de cum de realizarea unor investiții noi. Eu am emis și un comunicat, sau de fapt mai bine spus Primăria Municipiului Roman, a emis și un comunicat legat de vizita acestui ministru și noi am adus la cunoștință problemele care țin de competența Ministerului și care trebuie rezolvate și sigur mai departe mi-aș dori ca această vizită să nu fie doar o vizită electorală, ci o vizită care să răspundă și realizarea unor lucruri. Cred eu că am discutat suficient pe acest aspect, dacă mai aveți și alte chestiuni administrative. Da. Vreau să vă mai întreb dacă pentru evenimentul festivalul Mari Bulete, pe care spuneați că se desfășoară undeva în zona casei Romașcani, spectacolul va avea loc pe o scenă. În aer liber va fi. În aer liber, probabil pe scena primăriei, nu? Nu ne-au solicitat până acum o scenă, cel mai probabil se va desfășura chiar în stradă, pe aer liber, în aer liber. Vom închide segmentul de drum Ștefan cel Mare, cuprins între strada Dobrogeanu Gherea și unde a fost sediul ITM-ului. Va fi închis. Va fi închis circulația. Vorbeați săptămâna aceasta de faptul că în cazul în care nu va exista contestații pentru lucrările de asfaltare aleilor și parcărilor, se vor începe lucrările. Spuneți-mi, parculeța acela de joacă pe care l-ați promis proprietarilor din Asociația Unus Mirodava atunci, da. Știu despre ce este vorba. Vreau să clarific un lucru. Eu, într-adevăr, am fost la o întâlnire acolo în zonă. Am promis că fără nicio rezervă se va realiza
parcarea de la posta centrală Ciupercă, însă pentru realizarea acelui spațiu de joacă, eu am cerut acordul celor două asociații de proprietari. Practic, până nu vine și acordul de la cealaltă asociație de proprietari, nu putem lua în calcul realizarea unei astfel de investiții. Drept pentru care cei care își doresc acest lucru trebuie să facă demersuri la ambele asociații de proprietari pentru a se pune de acord asupra realizării acestei investiții. Mai vin și alții care spun să nu fie, să le desfințe. Da, acolo trebuie să se pună cetățenii de acord. Însă eu am speranța că prin montarea acelei camere de luat vedere în părculețul din strada Smirodava să putem reda pe acela... Dar nu funcțional acum, dacă eu de asta vă zic că în perioada... Pe mine m-a interesat în primul rând să montez acea cameră de luat vedere. Ulterior, în perioada imediat următoare, vom interveni pentru repararea și pentru înlocuirea tuturor elementelor care în momentul de față nu sunt funcționale și ulterior vom monitoriza foarte atent acea zonă pentru a nu mai exista distrugeri. Ne puteți spune la cât se ridică costurile legate de benele care au vândit orașul pentru popularizare și tuturor materialelor publice legate de zilele orașului și dacă acestea vor rămâne sau vor fi date odată cu cele ale partidelor politice și cine va urmări? Pentru că săptămâna asta atât mai costa benerile alea. Din punctul meu de vedere, de mâine vor fi demontate, pentru că astăzi mai sunt alte intervenții programate, de mâine vor fi demontate cele 5 benere care au fost montate. Nu au în acest moment această informație, însă în perioada următoare voi face o prezentare a cheltuielilor care s-au realizat cu ocazia zilelor municipiului Roman. Tot ce pot să vă spun este la acest moment e că sumele sunt inferioare sumei aprobate de 130.000 de lei. O întrebare, vreau să vă mai pun. Spuneți-mi, mai este valabil acea hotărâre de Consiliul Local potrivit care în interiorul municipiului nu au voie să circule atelaje tratate de animale? Da, e valabilă și tocmai v-am spus că am înlocuit-o și am precizat doar cu excepția evenimentelor organizate de primărie, tocmai pentru a putea permite... Bă, aici nu mai am început asta, dar spuneți-mi cine urmărește dacă aceste lucruri, pentru că mai ieri erau în Bulicu Târgu, aici, în zona aceea, răsit din zona mai rom, erau mai multe atelaje din acestea cu căruțe. Probabil aduceau niște marfă, cărau... Nu știu, eu nu am văzut, n-am această informație, trebuia să sunați de urgență la poliția locală pentru a lua. Nu, eu am întrebat că nu mai știam, nu zic. Da, e valabilă, sigur, fără nicio problemă, nu am avut această informație, dar dumneavoastră, ca un bun cetățean, ar trebui să sunați la poliția locală pentru a anunța aceste lucruri. Și dacă anunțam atunci, acum ce întrebare mai puneam la conferința de presă? Putea să ieșiți în evidență astăzi, să spuneți că în urma sesizării dumneavoastră s-a eliminat problema majoră și de perioada muncii. Vă mulțumesc! Eu mulțumesc! Deci tu ai să-l lași să moară ca să-ți iasă știre. Domnule Vara, nu ne-ați vorbit nimic despre Malta. Da, a fost un eveniment în cadrul zilelor municipiului Roman, ziua diplomației, o conferință internațională realizată sub președinția malteză a Consiliului Europei. M-am bucurat de faptul că municipiul Roman a fost selectat să reprezinte România, ca și exemplu de bună practică prin acest proiect Romașcanii Decid. Mai mult decât atât, m-am bucurat foarte mult să văd că proiectul nostru a prezentat un real interes în momentul în care l-am prezentat și după prezentarea din plen, aceea scurtă de 15 minute, la repartizarea pe secțiuni de lucru, am avut sala arhiplină pentru prezentarea pe largă a acestui proiect. Trebuia să fie o prezentare de 45 de minute și am stat în sală o oră și 10 minute. Am răspuns la foarte multe întrebări, foarte mulți colegi din străinătate mi-au solicitat pe mail prezentarea proiectului și acest lucru chiar m-a bucurat să văd că a fost un proiect reușit, un proiect care a avut un așa succes în rândul colegilor din străinătate. În rest, pot
să vă spun că am văzut și eu o serie de proiecte interesante. Unele dintre ele și care mă interesau cel mai mult, pentru că este un subiect important și pentru noi, un proiect din Olanda pentru deșeuri. Acolo unde, sigur, și legislația e puțin diferită, e vorba de o zonă în care 10 primării s-au unit, au creat o instituție, o entitate proprie de colectare a deșeurilor. Sigur, au și investit foarte mult, pentru că ne spuneau o mașină din aceasta de colectare selectivă a costat 300.000 de euro. E vorba de sume foarte, foarte mari de bani. Dar încetul cu încetul cred eu că poate fi implementat și la Roman acest sistem de colectare selectivă. Îmi spuneau și după cam 15 ani de când încep să lucreze pe colectarea selectivă, au ajuns undeva cam la 40% grad de colectare selectivă. Deci e un proces de durată. Eu în continuare vă spun că mâine aștept reprezentanții Consiliului Județean pentru a ne lumina și pe noi când vor avea de gând să scoată la licitație această zonă 2 și pentru a nu mai lăsa acele mașini, utilaje și pubele să crape în soare și să putem demara, în primul rând, o campanie de informare a cetățenilor municipiului Roman și de conștientizare a necesității colectării selective. Mai departe, trebuie să găsim și un sistem de recompensare, pentru că, până la urmă, cred eu că acesta trebuie să fie modul în care îi putem determina pe cetățeni să colecteze selectiv, dacă le putem da o variantă de recompensare a colectării selective. Și în acest fel, va putea scădea semnificativ și prețul la deșeu. În prima săptămână din lună, operatorul de salubritate, în urma contactării telefonice, poate veni la solicitanți și, mai mult decât atât, știu că li se scade din valoarea facturii contravaloarea a ceea ce colectează selectiv și predau către operatorul de salubritate. Dar cu Rorecu se mai colaborează? Că exista până acum o colaborare, se făceau anual și pe premier și chiar era simulat. Noi continuăm aceste colaborări. Ideea e că atâta timp ce nu se implementează cât mai repede acest sistem, nu putem vorbi de o colectare selectivă. Trebuie, în primul rând, să se demareze acest sistem și abia ulterior să începem și această campanie. Iar în plus, din Malta am venit cu răceală. Malteză. Au folosit, era destul de cald și atât în autocarul care ne-a transportat de la hotel la conferință, cât și o zi jumătate cât am stat în sălile de conferință, aerul condiționat pornit la maxim și organismul un pic neobișnuit cu aceste temperaturi mi-a jucat feste. Ce m-a mai bucurat a fost să văd prezența primului ministru maltez, atât la deschiderea lucrărilor, cât și la închiderea lucrărilor, pentru că el este cel care conduce președinția Consiliului Europei. Am avut profesori de la universități din Anglia, din Italia, care predau în instituții de administrație publică și chiar am avut o serie de dezbateri și de colocuri foarte, foarte reușite. Eu o consider un plus pentru municipiul Roman. Pe de o parte, faptul că a fost reprezentat la acest nivel, cred eu că acesta este lucrul cel mai important și, sigur, pe de altă parte, experiența pe care o putem căpăta în urma unor asemenea. Da, am și eu câteva întrebări. În primul rând, vreau să vă întreb în legătură cu o serie de investiții pe care le-ați demarat sau doreați să le demarați. Mă refer aici la stadionul în care se află lucrările la pietonalul Ștefan cel Mare, tronson 4, strada Eternității și spuneați dumneavoastră la un moment dat ceva despre o inițiativă referitoare la piața centrală pentru modernizare. Da. Să le luăm pe rând. Tronsonul 4 din pietonal, lucrările se află prin lucru.
chiar la săptămâna trecută, ca să fiu sincer, nu am avut timp să trec deloc la lucrări, dar astăzi mi-am propus să trec din nou pentru a vedea care este stadiul lucrărilor. Lucrările, din câte am vorbit cu colegii mei care urmăresc implementarea acestui proiect, se află în grafic și vom fi în continuare atenți ca nu numai termenul de finalizare să fie respectat, ci și calitatea să fie cea pe care o doresc eu. De aceea, astăzi ne-am programat mai multe ieșiri pe teren, nu numai la acest obiectiv, și voi urmări de aproape implementarea acestui obiectiv. Strada Identității în momentul de față se află în procedura de licitație publică. Așteptăm aprobarea din partea platformei SEAP pentru a fi urcat pentru finalizarea licitației. Iar piața centrală, în momentul de față, s-a achiziționat serviciul de realizare a planului urbanistic zonal pentru acest obiectiv și deja câștigătorul acestui proiect a început lucrările la acest obiectiv. Așa cum am promis, în acest an vom realiza doar proiectarea și începând de anul viitor să implementăm acest proiect. Da, o singură întrebare aș mai avea. Este final de sezon la CSM Roman, echipa de handbal Baia. Au terminat fetele și tot ce înseamnă campionat și Cupa României. S-a făcut o ședință de analiză a evoluției din acest sezon. Au fost fetele în obiectiv? Ce urmează de acum încolo? Sunt mai multe întrebări din această de vedere. Adică, atât în ceea ce privește lotul, cât și ce privește staful tehnic. Știm că este un interimat la conducerea tehnică. Da. Având în vedere evenimentele din ultima perioadă, nu m-am implicat prea mult asupra acestui aspect. Am ținut legătura de la distanță cu cei implicați în ceea ce privește activitatea clubului sportiv municipal. Eu personal sunt parțial mulțumit de ceea ce s-a realizat. Sunt total dezamăgit de prestația din Cupa României. Am și transmis acest lucru atât conducerii tehnice, cât și jucătoarelor și conducerii administrative a clubului. Însă trebuie să pregătim așa cum trebuie sezonul viitor. În perioada imediat următoare, din câte am înțeles, sunt discuții foarte avansate și contracte deja semnate, atât cu tehnicieni, cât și cu jucătoare. La momentul potrivit le vom aduce și la opinii publice pentru a nu perturba și procesul negocierilor cu alte jucătoare pe care ne dorim să le aducem, pentru că așa cum am obișnuit pe iubitorii sportului din Roman, în ultimii 4 ani de când m-am ocupat de echipa din handbal, am obținut performanță și vreau ca acest lucru să se întâmple și în continuare. Așa este. Măcar cine pleacă se știe. Unul deja s-a devolat singur, să spunem așa, Raluca Igoroae. Da. Ceea ce privește capitolul plecării, este vorba de Raluca Igoroae, care a ales un alt drum, un drum al împlinirii familiei și a completării familiei. Este vorba de o jucătoare care și-a făcut cu prisosință datoria față de gesturile. Față de Clubul Sportiv Municipal din Roma, față de echipa de handbal. Îi mulțumim foarte mult și am considerat că merita cu prisosință această recompensă din partea autorității publice locale. De asemenea, Luciana Popescu a rămas și ea însărcinată și în perioada următoare are și acest drum al împlinirii familiale. Irina Glico, din păcate, a luat decizia să urmeze un alt drum. Momentan nu se știe dacă în țară sau în străinătate. Noi oricum îi mulțumim pentru cei 2 ani petrecuți la Roman. 2 ani în care ne-au oferit foarte multe satisfacții și trebuie să înțelegem punctul de vedere. Însă ce vreau să vă spun este vorba că motivul ei nu a fost legat de o problemă
a clubului, ci e doar o problemă personală pe care ea o are, fiind o persoană născută într-un oraș mare, trăită într-un oraș mare, nu s-a adaptat la un oraș mic, cum este Romanul, și acesta a fost principalul argument pe care l-a avut în vedere. Noi însă îi mulțumim pentru cei 2 ani petrecuți la Roman, de asemenea cum îi mulțumim și Sintiei Tonescu pentru 2 ani petrecuți la Roman, jucătoare care a progresat foarte mult aici și care a ales să lucreze la o altă echipă începând după acest sezon și îi dorim mult succes. Și de asemenea au dorit să-i mulțumim și Georgianii Marțân Stoleru, care din păcate are și niște probleme de sănătate și trebuie să se aplece mai mult asupra acestor probleme. Restul mai departe, suntem cu o parte dintre ele în analiză, o parte dintre ele în discuții și când vom avea conturat și lotul și conducerea tehnică, vom veni în fața dumneavoastră, însă vă dăm asigurări că avem din nou construită deja o echipă competitivă. Lotul este definitivat în proporție de 90-95%, dar din motive pe care vă rog să le înțelegeți, preferăm să nu discutăm prea mult pe acest subiect, tocmai pentru a nu periclita celelalte negocieri care se află în conform calculelor Cârtiei, mai avem vreo șansă la o cupă europeană? Da, vreau să vă informez și e foarte bine că m-ați întrebat acest lucru. Vreau să vă informez faptul că astăzi am depus la Federația Română de Handbal o solicitare pentru obținerea unui wild card pentru o participare în cupele europene, în cupa EHF a sezonului următor, fiind chiar prima echipă care poate beneficia de un astfel de wild card. Și în același timp, campionatul României fiind dintre primele 5 campionate din Europa și are dreptul la acest wildcard în măsura în care alte echipe care ar avea dreptul din alte țări nu se vor înscrie. Practic, România și Romanul implicit are prioritate. Când se poate ști? Acest lucru urmează a se definitiva, mai sunt campionate care încă nu s-au finalizat, dar undeva probabil în jurul datei de 20-25 iunie vom ști mai multe. Mulțumesc.